Be humble. Sit down. Who that arm thinking that he frontin' on me? Get the palm off my stage. Get the palm off my. That ain't right. Go back. Eu sunt mai fain, uite și la mine ce freză. Tu ai patru codițe, eu sunt total natural. Eu sunt patru chei. Ești patru chei. Salut! Noi suntem Coculix! Foarte asortați, Fenix! Din cauza mușchilor nu stau hainele bine pe mine. Sau lipsii mușchilor. Cu corvecă. Bine ați venit la Hansel și Gretel. Gretel și Hansel. Ideea și este povestea. Asta este povestea originală, nemodificată genetic. În laborator. În povestiri și așa. Și povestea, de fapt este povestea brutală a lui Hansel și Gretela. Oh my god. Înainte ca alții să o schimbe și să o transforme în poveste de până anii. Ia uitați, tot scrisul este făcut din ramuri de copac. Da, pentru că așa era atunci, se făcea din ramuri. Că nu exista calculatoare și împleteai. Știu eu, ascultați la mine, învățați ceva în viața asta. Îmi se pare mie sau arată cam handy, Gretel? Prima parte, pietrele! Dar Gretel este fata, cred. Na, ăla, băiatul. Hansel? Ia uite, ținte-mi aici într-un sătuc. Stai. O căsuță la marginea copacului. Oh my god, așa e muherea. Și ăla muncește și muherea fumează. Și el fumează, dar din pipă. De ce fumezi atâta din pipă și mie nu-mi dai? Eu fumez numai țigări ieftine. Așa-s copiii. Și ăștia-s copiii care fac... Dorm, aaa, ce copii cute. Ce o trosit ușa. Cine merge așa? Cine vrea să intre la noi în cameră? Cumva cineva pe geam? Trebuie să deschid ușa? A, uitați, prin gaura asta se aude zgomot, vedeți? Păi du-te și vezi care-i faza. Stai puțin, vedeți aici, e căsuța de la șuricel? Ăla-i hornul cu teracota. Ia să vedem. Mișcă pe săgeți. Trebuie să facem un puzzle. Săgeți. Care puzzle? Ăla e săgețile, ca să te miști. Aaa, putem să sărim pat? Da. Ok. Poți mă duc la ăsta pe sus? Ia pe space să văd ce se întâmplă. Nu-i nimic. Uite acolo, Zara, să mergi, unde e groapa. Unde e gaura? Gaura, da. Cu mouse-ul. Am venit așa. Oh, tragem cu urechea. Asta e camera părinților. Auzi, vine ploaia. Și? Și nu poți să-ți intru ufele, bărbare. Unde-s picioarele? Noi suntem patru. Copiii o să stea dezbrăcați. Și o să murim dacă suntem patru. Da. Ce? Fără rufe uscate. N-avem destulă mâncare pentru toți patru. Și o să murim dacă pe toți patru, că eu consum mult. Pentru toți patru. Suntem îngrijorați. Și ce facem, femeie care fumează mult și consumă toți banii? Păi luăm toți copiii și îi ducem în pădure, amândoi. Și îi ducem în pădure că să-i scut. Și dăm un joc. Nu. Și acum mâncăm noi bine și ne umflăm la stomac. Și comandăm și McDonald's. Nu pot să cred. Nu vreau. Nu, ducem copiii. Și îți dăm ție un jut. Și ducem în pădurea faină, nu pădurea rea. Aaa, măcar taixul. Și aia zice, nu vreau în pădurea rea. Pădurea faină, pădurea rea, pădurea faină, pădurea rea, faină, rea, faină. Rea. Oh my god, deci ce părinți răi, frate. Bine, hai că ducem pădurea rea, numai să nu mai mă bați. Uite și tu ce ochi are femeia, ochi roșii, intră la de scorpie. Na, Cristina. Da, mă duc să-l trezesc. Oh! De ce nu ajungi pe alea? Iau praștia, că te-am plac mie. Așa e praștia. Iau praștia. Slingshot medaleo. Oh, și mă duc aici. Să văd dacă pot. Ce faci? Ce faci tu, femeie? Încerc să mă duc așa. Vezi că tragi așa. Ce? Unde? Încerc să mă duc. Tot așa pe gaura aia, cred că. Și să le trag una în ochi. Păi ce, vrea să mă dea afară? Vezi că dai ținta cu praștia? Păi da, dar de unde știu? Trebuie să mă uit pe gaură. Nu, dar nu cred că... Aici. Bă, trezește-l pe ăla și spune că... Îl trezesc cu asta? Într-o sună... Bă, trezește, bă! Auzi, ia dărâmă toate lucrurile cu praștea. Fă vraiște acolo, măcar să aibă casă rea. Sparge-le geamurile, dărâmă-le ceasul. Așa, sparge-le tot. Ați vrut să scăpați de noi? Strică-le tot. Și la ușă? Tot. Tot, strică-le tot. Sparge toate geamurile, numai... Toate geamurile sparge. Nici măcar n-aveți termopan, mă, frate, cu un termopan. Dacă v-ați vrut să scăpați de noi, scăpăm noi din voi. Așa, și mai trag una la asta. Uite, am vinețit ochiul, cred că. Bă, trezirea. Ai vinețit ochiul, bă, chiar ai vinețit ochiul. Mamă, cât e musconul. Uite, știu, poți să trag în muscă? Nu trebuie să-mi muscă? Poate trebuie să omor musca. Mă, musca asta e șmecheră. Mai apătat butoare. Ok, uite acum.
Păi... Așa. Și ce trebuie să fac aici, Felix? Să dai muscă. Pe bune? Da. Dar musca asta e greu de ochit. Stai, stai, se pună, Cristina, așa e cu muștele, n-ai mai prins muște. Ce dă-i nea, da. Dă-i nea. Așa. Așa. Mamă mia. Acum dă-i nea. Și acum dă-i în el, în el, în el, în el. Poate dau în gură. Păi de ce... În gura mare. De ce n-ai dat în el? Cât să mai dau un copilul ăsta, că nu vrea să se trezească? Auzi? Dă-i muscă când stă deasupra capului lui. Dar nu acum. Stai, stai să vină, stai. Îmi pregătesc. Stai că nu se pune, pune acolo. Îmi pregătesc ținta. Nu, se pune acolo, se pune sus. Se pune acolo. Da. Și acolo o să vină. Acum o să vină. Dă-i nea, dă-i nea, dă-i nea, dă-i nea, dă-i nea. Hai, a căzut în gură. I-a căzut la copil în gură. Și-a mâncat-o. Și fericit. Și fericit. Mic dejun sănătos și gustos, cereale cu lapte, pâine cu zacuscă, frate, muște. Deci, se pare că ne-am... Maica mea zice că plouă și ne duce pe toți amândoi și să murim acolo fără mâncare, că ei vreau să împartă mâncare, mâncă la cafe și ne duce pe durarea și nu știu ce să face și ne bate și îngem acolo și o să rămân traumatizat pe viață. Ce? Ah, stai liniștită, frate. Da, tu, auzi, ceva. Mâncăm muște. Ia de o praște în oglul ăsta, că mă enervează. Dar nu mai am praște. A, uite, ăsta zice să luăm pietre și să punem ca să știm să ne întoarcem acasă. Vedeți, nu era cu firmituri de pâine, deoarece firmitura de pâine o mănâncă de animale sau tot de ăsta. Ce, de unde s-o să ia? Din gură. Păi iau, dacă e cadou. Am luat-o, am pus-o. Asta e bagajul nostru, a, vedeți? Așa. Uite că îmi dă să geamă. Dă-o praște în ochi, că nu suport. Lui? Da. Îl doare. Dă-i că vreau să văd cum îi dai. Dă-i în ochi. Îi dau în ochi. Uite, știu că se ferește. Dă-i mai din el, că-i plac. Mi-a ținut ochiul. Vezi? Dar de ce vrei să-l bat? Nu mai bate acum. Nu-l bat, e frățiorul meu. Așa. Uite, bun, deci avem chestia asta. Hai să luăm și ăsta. Luăm cu noi. Stai, închide aia, că nu poți acum. Închid? Nu poți, da. Du-te de acolo. Hai să mă duc aici pe căluțul ăsta. Îmi pare rău. Nu mai poți la dreapta. Că te-am bătut. Ai luat și ceasul? Am luat și ceasul, da, bun. Du-te acolo, hai. Mă duc aici și ce mai fac? Păi dai click pe aia. Păi dacă dau click, uite, știu, lovesc. Nu poți treci de aia, să dai în partea ei. Ce să fac? Du-te în partea aia, să o împingi. A, uite-te. Cu click-ul, așa, dă-i. Stai că zici los, acum amândoi, trebuie. Era doi, mă. A, uite, ți-a luat, vezi acolo sus, trebuie să culegi 10 pietre. Să faci jos. Mamă, ca să pui pe jos. Pa, pa, fară. Trâș, pe acolo, hai. Așa, pe clip. N-ai niciodată la școală, așa se face. Asta e căsuța noastră. Uite, musca. Sau aia e albină. Aia albină. Uite, trebuie să mă duc aici. Trebuie să-i 10 pietre. A, trebuie să mă uite, uite bolovanul. A, uite, uite cum sclipește. Aici e un bolovan, dar cum îl luăm? Cu clic? A, nu știu cum. L-am luat? Poate ăla nu poți să-l iei, dar al pe ăla care poți. Încerc să văd dacă pot să-l iau. Dar nu știu exact cum. Te duci la el. Da. Du-te mai sus, că nu ești pe același linie. Da. Vezi, și l-ai luat. Aaa, cred că trebuie să-l iei așa cu cap. Uite, și pe ăsta putem să-l luăm. Poate o fi altceva. Dar uite că ăsta pare aici un bulovan, Felix. Păi și ești pe scară, du-te după scară. Mai poți dacă e stânga. Ești pe scară, du-te după scară. Stai că uite, îmi zice aici să mă duc în gaura asta. Cred că trebuie să o colești. Că ești pe... că dacă îți arată treapta, numai pe acolo te duci pe treaptă. Aole. Mergi pe scară! Ai sărit. Păi da, și înainte eram aici. Așa, abia acum am putut să le iau. Așa, ai două. Ia să vedem, avem două? Nu ne arată aici. Uite aici sus, ai două, uite, așa ai două. Mai vedeți pe aici vreun... A, uite. Vezi că una sclipește în casă, ia de o praștie. A, uite aici. Ha-ha! Trebuie să mă duc pe scări. Du-te pe scări. Omul normal merge pe scări și omul, aici se pare omul că cu bani merge cu liftul. Auzi, dar uite pasărea de acolo de sus, uite unde frate! Stă. Păi de ce n-ai luat-o, Cristina? Că trebuie să dai cu capul. Păi de privat nu-ți arată trei. Cum pare eu că pasărea aia... Uite, nu pot să o iau, vezi? Așa. Vezi că ți-a luat acolo. Cum pare eu că pasărea asta pe piatră? A. Vezi? Am vrea să plece. Dar du-te de aici! Cum ajung la ea? Știu, păi găsești-le pe alea, trebuie să găsești 10. Mai vezi tu vreuna? Uite și aici trebuie să fie una. În albine, a? Auleu! Auleu, dacă după aia sar pe mine. Poate trebuie să-ți găsești un urs, că știi că ursul ia bine. Ok, și unde mă duc? Coboară jos. Tot așa pe scărcau civilizată. Da, și mergi în dreapta sau în stânga. Hai că încerc. Așa, și tot mergi. Deci mai vedeți vreo ecoculic și nori, mai vedeți vreo... Uite, oh, uite o piatră, uite o piatră! Veveriță, e piatra mea! Veveriță. Mi-a furat piatra, nu-i pasă de mine. Nu-i pasă de tine. Ah, ia să vedem. Uite o piatră. Stai, ce e acolo? Ce e acolo? Aia de acolo. Asta cred că e piatră. Am luat-o. Ce e asta? Stai, nu că o fi piatră, că nu ți-o crezut. Tot 3 din 10. Ia, du-te la, uite-te la asta ta, la bagajul tău. Da, aici la bagajul meu. Ce e asta? Ți-o dat un volan de mașină. Volan de mașină. Mamă, ia bate-l mă pe ăla că te omoară. Îl bat așa. Băi, că am rezistent, Cristina. E anti-praștie. Ce fac? Mai dau un el?
Uite o piatră aici în colț. Uai de capul meu ce ochi ai, Felix. Ochi de gamer. A, că e super cute jocul ăsta. Uh-huh. Nu vreau că pot să luat. Na, și aia, iau și pe aia, că nu se supără. O iau cu praștea? Dă-i nea. Hai că încerc să dau cu praștea. Eu aici o să-i cu mâna, că nu se supără pe aia, pentru că vede că... Felix, o să vină la mine, deci pe bune. Nu, eu cred că e de treabă. Aaa, ți-am zis că vine la mine! Dar măcar le-a luat piatra? N-am luat-o! Uite picioarele mele! Piciorușile mele, cute! Nu se mai... Sunt transformat în zombă. Ce că a scos tot sângele de mine. Mă, tot sângele de la început. Din cauza lui Felix! Ba nu de aici! Eu zic... Nu mai apăsa! Trebuie să dau una asta. Auzi, gândește-te și tu, mai ai de luat 6 pietre, da? Ciupercă. Ah, ciupercă și am pus-o aici? Da. Oh, deci gândește, tu ai luat 6 pietre mai trebuie să mai da, și caută și în altă parte, că asta e una. Una e pe acoperiș și du-te... Mai poți să mai plec de aici? Da, trebuie să poți. Păi, veverița aia mi-a luat. Da, du-te până ai venit, du-te pe partea aia, până ai venit tu. Pe aici am venit. A, du-te pe acolo. Ia să vedem dacă reușim. N-ai venit pe aici, n-ai venit partea altă. Da? Da. A, am venit partea altă, da. Bine, hai să vedem. Dar ce cute e desenat aici. Da, știu. Du-te. Ce mică sunt. I know. Dar uite și tu că nu mă lasă să merg. Pe unde ai mers? De mai jos. Pe aici așa pe undeva am mers. A, vezi, mai jos. Așa, ia du-te la fântână. Care e fântâna? În partea dreaptă era fântâna. Ok, ia să văd dacă pot să merg pe unde. Așa, dreaptă. Mă duc. Uite fântâna, ți-am zis să mergi la fântână. Oh! Oh, iepure, du-te la iepure. Să nu dai cu praștea în el, că-l rănești iepurele. Încerc să nu, dar sper să nu mănânce vreo piatră. Și ce fac cu el? Salutare. Așa, că s-a arătat la gălea. Uite ce oră are piatra. Felix. Ia de acum clip pe iepure. Pe iepure? Da. Pe iepure? Și ce fac cu el? Îți sucă. Ah, ce cute. Și ce fac cu el? Păi uite ce oră aia menevează care... Dă-i în ea cu praștea. Acum. Aoleu, aș cu găleata. Cred că trebuie să iau găleata. Da. S-o pun aici, dar nu știu cum. Pe partea alta. Uite că asta e ruptă. Da, de partea alta. Uite, sfoara asta, nu știu, de partea alta. Pe partea din spate. Aici? Mhm. Oh, am făcut aici un fel de capcan. Nu e capcan, au crescut astea. A, crescut buruienile? Și cum fac ca să-mi iau? Trag fluturaș. Ia, ce s-a dat acolo? Ai murit aia, ce s-a dat acolo? Stai puțin, deci am tras în fluturaș așa, n-am știut că îmi dă ceva. Ce s-a dat? Ce-ți văd? Mi-a dat niște aripi de fluturaș? Unde, că nu văd. Aaa, nu știu, închide. Ia trage în florile de acolo. Că alea nu erau înainte. Aaa. Ia uitați, tragem în ele și ele înfloresc. Aha, se transformă în magnifici. Ia, dă-i, mă ne văd pe tine. Stai. Trebuie să dai repede. Auleu. Nu știu dacă reușesc așa de repede. Vai, ce complicat e jocul ăsta. E repede. Felix, e complicat. Că nici praștea nu poți să o faci. Ai, greu, Felix. Că știi cum, și praștea asta trebuie să o faci. Mai vei două, hai. Nu cred că o să reușesc. Tu reușești, Felix? Păi, te-ai lăsat pe tine. Deci asta, cu asta, cu asta. Așa. Cu asta, cu asta. Și pe primele două repede. Nu mai pot. Următoarele. Că poți. Dar nu pot! Și de în aia, jos! Că face mai multe deodată. Așa. Dar dă-i tu! Dă-i tu, că tu ești gamer! Femeile, stai să vezi femeile! Haide! Femeile. Păi, nu vezi că faci, uite, simplu, dacă dai la asta din mijloc, da? Da. Face astea două, dacă dai la asta, face astea două, dacă asta, face astea două. Da, hai să te văd. Gata. Ți-am zis? Păi făcea câte două, trei deodată. Și te uiți, vezi, femeia nu gândește! Gamerul gândește! Și acum ce trebuie să fac? Bag gleata. Nu mai da click data, pentru că nu mai în inventarul tău. A, și de aici cum o iau? O iau așa, pur și simplu și o pun? A, nu poți. Ia de partea alaltă, prin spate. Aduc. A, dacă aș avea o piatră. Apa, dă-i de click doar. Sau pune găleata. Uite că acum a vrut, fratele meu, a vrut acum să ia. Că descurci foarte bine. De parcă n-ar fi pietre peste tot. Trebuie să le luăm în mapele speciale. Ok, ai luat 5, trebuie să găsești 5. Ok. Ia trage un iepuraș ăsta din carepană. Se trag un iepuraș? Dar trebuie să le ai distanță, că iar îl pupă. Deci prima dată îl pupă și după aia... Nu, dacă ești de aproape îl pupă. Bai, dă una. Stai să vezi. Că așa e dragostea. Dar uite, fluturașul ăsta l-am omorât de... Gata, dă-i drumul! Pupe acolo iepurașul prea mult. Haide. Ce trebuie să fac cu ăsta? Aici, vezi, am murit pe fluturile. Du-te de aici, că mai sunt pietre de luat. Hai să plecăm de aici, dar care parte, în dreapta? De unde ai venit? Tu de jos ai venit. De jos am venit? Da. Ia, hai să vedem.
Așa. Așa. Auză. Vezi, vezi că e acolo un buton roșu lângă ușă. Ăsta, da. Da, hai să vedem dacă putem să facem ceva cu el. Așa, așa, așa. Auzi, ia du-te în capăt, în partea alta, la maxim. Aici? A, uite, creanga de sus se mișcă, ia trage cu plaștea în ea. Oh. Oh. Ia-ți creanga, ia-ți creanga. Ia-ți creanga. A, cred că... Uite, 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 uite. A, a, uite, eu trebuia să... Era o ghindă? Să iau ghinda. Unde, unde e ghinda? Acum nu știu, am luat-o. Uite acolo sus, o ghindă. A, uite aici, o ghindă. Ia, ia, ia creanga, ia creanga. Dar cum să o iau? Primești pe ea. Așa. Okay, cred că știu ce să faci, creanga. Hai să mergem la veveriță. Cred că știu ce trebuie să faci. Ce? Dai cu creanga în albine. Eee, Felix este iste. Mamă, ce aș mânca niște miere din aia cu fag. Dacă aveți, să-mi trimite. Cu fagure. Ce să-ți trimită că Felix? Prin mail. Păi ia creanga. Dar stai, cum o iau? Ah, ok. Oh, ce fetiță descurcăreață. Uite piatra. Au, Felix! Lasă urmare, strece, strece, urmare, strece, 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 că albinele creează imunitate. Nu, o să mă moare. Nu, nu, lasă că-ți revii, că nu. Mă umflu cât un butoi. Zrevi, zrevi, nu pot să respir. Dar măcar mor și albinele, lasă că... Ah, mai mâncare, ai mâncat miere? N-am mâncat miere. Cristina, trebuie să mânci miere mereu. Mi-a explodat fața. Cred că trebuie să găsești trei ghinde. De clic. Da, văd, unul din trei. Ah, perfect, acum. Acum mă duc să iau piatra. Auzi? Ah, nu, nu știu dacă pot să iau piatra. Ah, m-am prins. Ce? Du-te aproape de albine, da. Da. Așa, da, fără, fără să dai click, da? Ok. Du-te la tine în... în mai față puțin. Ok. Așa, și acum... Uite, uite, vezi? Ce sunt astea? Albinele mor de la ciuperci, să știi. Ah, da, mai ce o ciupercă. Știi, tu știi asta, că albinele mor de la ciuperci? Nu. Nu se pun pe ele. Stai, eu am mâncat o ciupercă. Da. Vezi? Doamne! Toată lumea știe că albinele îi place fumul și ciupercile. Uite, uite ce, ce spune, să-ți lipești aia de... Ia vezi, ce poți să lipești de miere? Și poți să lipezi de miere. Dar du-te mai aproape că nu-ți arată chestia, îți arată chestia aia. Imediat. Ce bine de aici. Așa, așa, de aici, așa. Ce este, un pește? Vezi ce ai pește pe acolo. Dar unde poți să am pește? Păi în rucsac, nu? Dar n-am aici niciun pește. Încearcă cu ăla, mai mulțoiul ăla. Ăsta? Vezi? Ăla voia să zică el că era chestia aia. Și apasă pe buton. Care buton? Uite la roșu. Ah. Trebuie să închidem închide valiza, acolo. Trebuie să închidem valiza. Păi du-te aproape. Acum. Flașa e doar de distanță. Frate, aici trebuie să fie exact unde trebuie. Ah. Doamne, dar ce cal... A, și trebuie să pun ăla, volanul. Dar unde, unde trebuie să pun volanul? Acolo unde s-a arătat volanul, lângă buton. Dar poate aici, aici trebuie să pun volanul. Ia uite. Asta e casă cu volan? Ce se întâmplă? Casă cu volan? Dai, 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 dai. De pe volan. A, înțeleg, trebuie să faci capcana pentru veveriță. Auzi, ia, ia... Și aici trebuie să pun aia. Ia, ia, du-te, du-te în casă, du-te în casă, du-te în casă. Dar trei trebuie, du-te în casă. Da, 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 imediat. Du-te în casă. Nu, pe aici, pe aici ai venit tu, pe aici. Ok. Am vrut să mă duc și eu pe intrarea principală. Cred că m-am prins ce trebuie să faci. De click. Ok. Cred că trebuie să faci fum ca să plece aia din horn. Și cum fac? Păi iai hârtia și bagă... Uite hârtierelul ăsta. Așa. Știi ce? Nu-mi place cum ai desenat, nu prea te percepe, așa că o să dau... Baigă hârtia în coș. Aici? Da. Asta e soba? Soba, da. Pe bune? Păi nu, mai țin minte că din ghiozdan. A, de aici iau astea și le pun aici. Așa. Păi ce știu că nu vrea. Cum, cum ar trebui de să de pe focul Felix? Ei, nu știu. Sau întoarce-te poate și cum poți cu spatele. Păi închide-ți aia. Ok. Încearcă mă. Merge? Auzi, ia, ia de-i cu praștea unde a dat acolo lumina sus la bulan. Dar închide-ți valiza. Stai să închid valiza. Aici, să dau cu praștea. Nu merge. Nu vezi că faci cântei? Doamne, și unde, unde trebuie să-mi pun foile? Încearcă să pui foile aici, aici, jos. Ca să facem scântei, să așa, cadă da, pe ele. Da. Și acum dăm așa să facem scântei. Uitați-vă voi cum se descurcă această face... fetiță descurcăreață. Și acum a dus, vezi dacă a plecat pasărea aia. Ia să văd dacă a plecat pasărea de pe horn. Faza este că trebuie să găsim ghinda. Hai că vreau să mă plec acolo, așa. Știu, chiar nu știu unde e ghinda. Uite, 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 ia fo! Trage, trage! Stai să mă duc să iau aia, aia, repede. Să luăm această... Uite, mai este și un cun aici. Lasă, lasă, acolo vine veverița la aia. Stai să vezi că vine când se aproape. De azi zis, dă-mă, vine veverița. Dar vreau să văd că vine. De asta am zis. Enervant. Acum eu nu văd unde e ghinda, hai să mergem să vedem. Ai copaci, uite ce e chestia asta. Trage-n ea. A, nu, de aia a fost prinsă. Ia, du-te, du-te în partea cealaltă, vedem că sunt ghinda. În partea dreaptă. Găsim vreo ghindă, găsim vreo ghindă. În partea dreaptă, ghinda ne trebuie urgent. Ciu!
Dacă ții picioarele pe aia și zreți, Cristina, partea nu, dreaptă. Nu, de asta, nu de asta. Vezi tu vreo ghindă pe aici? Chiar nu știu de ghinda. Vedeți cocolișilor vreo ghindă? Nu văd. Bun, hai de acolo la Paianjen. Ok. La Paianjen. Pe aici am venit. Da, pe jos. Așa, du-te la Paianjen. Și unde e Paianjen? Aici, de desubt. Da. Crezi că are el vreo ghindă? Da, Paianjen are o ghindă. Și, ai vreo ghindă? Pune chestia aia cu miere. Asta. Dar tu trebuie să duci aproape tot timpul când faci ceva, așa și în jocul ăsta. Bun. În loc de aia la alta, ca să faci schimbul. În loc de ou? Da. Ai de capul. Aaaa! M-am dus prea aproape! Te-ai dus prea aproape, cred că trebuie din partea la alta. Felix, hotărăște-te, uite și tu m-a făcut zombie din cauza trebuie ta. Trebuie să te înveți tu, să fii și tu gameriță cândva. Da. Unde găsim ghindele? Dai click. Trebuie să dai click? Da. Pe nas? Da. Du-te din partea cealaltă. Aici? Așa, da, partea asta, așa. A, și așa, de, și de aici. De aici iau ăsta și pun aici. A, nu merge. Nu merge? Trebuie să dau un ananas. Unde-l punem? Dar de ce ar trebui să dau miere la ăsta? Ia pune-l jos, pune-l pe jos. Unde e umbra? Lasă-mă puțin pe mine. Ia. Că mica trebuie mai aproape. Sigur asta trebuie să deci, faci. Deci ăsta este foarte periculos, cocolicilor. Așa puțin. Uite, vezi acum când mă apare, vezi? Așa trebuie să faci. Tu la joc trebuie să apară. Ha, și acum te lipești, ți-am lipit mâinile. Farsă, pui aia genului. Farsă. Și acum mergem super, super ușor și ne luăm ouă. Așa, și acum, vezi, e vreo ghindă pe aici, că nu o văd. Ne avem doar una. Deci, trebuie să găsim trei. Fratele meu, găsim trei ghinde la Paște. Dar astea ce-s ciuperci, nu? Ciuperci, ai păpat, a fost bun. A, pe aici, pe jos. Sau pe acolo, prin dreapta. Faza este că ne vedem ecranul foarte mic. Vezi o ghindă pe aici, așa? Deci vreo ghindă, uite aici. Pe aici poate trebuie să mă mai duc. Ideea este că ghindele sunt în pădure. Da, dar sigur trebuie să le găsim pe aici. Mai trebuie să găsim o singură piatră. Deci veveriță. Auzi, ia încearcă să pui totuși ghinda aici. Asta mă gândeam și eu. Dar du-te acolo, știi că așa e în jocul ăsta. O, trebuie să mă duc pe scări. Da, cred că ce trebuie să faci. Trebuie să pui ghinda și așa să apeși pe buton când vine veverița. Ca s-o prinzi. Uite, veverița s-a dus acolo. Trage acolo, trage cu Paște. Ah, mă rog. Nu pot. Vezi dacă poți să pui ghinda. Du-te aproape, mai aproape. Pune. Așa, ghinda. Dă acolo click. Nu, dă acolo click. Nu poți. Nu merge. N-ai... Deci pe veveriță nu poți dai sus. Ia, întoarce puțin. Nu, trebuie să... Unde găsim ghinda? Mă gândesc că pe cea pentru copaci. Du-te... Nu, văd un ghinda. Poți să sar de pe aici? Nu știu. Uite, nu vrea să mă las să sar. Casa este undeva sus, vezi? Faza este că mai trebuie să mă găsim două ghinde și noi pe lângă suntem, am găsit nici măcar una. Am găsit numai una. Vezi aici o ghindă? Auzi, ia dă-i, unde e ghindă pe aici așa? Iepurilă, ai văzut vreo ghindă? Ia dă-i cu praștea. Poți să mă duc după copaci? Nu știu. Dă-i cu praștea. Eu ăsta cred că mănânc o ghindă. Așa. Așa, du-te, hopa așa, sus. Și dă-i și în fluturile la care ai dat. Ca să-l termin de tot? Du-te după copaci în spate, poate găsești o ghindă. Dar unde ai găsit o ghindă? Că ai găsit una. Mi-a apărut așa pur și simplu pe jos. Mm. Da? Da, dar după iepurile astea nu pot să mă duc. Nu cred. Nu vrea să-l urmăresc, a fugit de mine. A crezut că-l iubesc, prima dată l-am iubit ce-i trebuie, după aia am dat una în cap. Și unde găsi ghindea? Poate trebuie să mai găsești tot așa. E picat așa pe jos. Pe de unde? Poate trebuie să ajungi cu praștea. Acolo pe lângă casă. Hai să vedem. Poate mai pică ghindă. Unde găsi? Aici parcă. Du-te acolo. Vezi că se mișcă firul ăsta de iarbă, ia vezi la el ce este. Se mișcă firul ăsta de iarbă. Da. Ce-mi zice? Că am luat o medalie, că am găsit 10 pietre. Ai luat 10 pietre, ai găsit o piatră pe jos. Aoleu, ce mamăre avem! Copii, mergem la plimbare și o să fie foarte fain. Mergem în pădurea frumoasă, facem un picnic și vă dăm și bani de cheltuială. Nu, mamă, nu vreau să merg, nu trebuie! Ce ai zis, mamă, că vreau să te trag de paragrijă, că nu vezi, mi se termină țigara, vezi mă pe mâini. Să-mi cumperi Marlboro. Bă, nu fumăm. Ai. O, vezi că trebuie să miști de pe să săgeți. Dai că eu tu cu mouse-ul, ce faci cu mouse-ul? Dai click stânga. A, tragi cu praștea. Da, dar în ce? Nu știu în ce, în mamă, cred că. Ok, vezi că trebuie să faci... înțeleg. Bitch slap, trebuie să-i dau una. Îi dau una la maică. De ce îți dau una? Că ești mamă rea. Dai pe piatra asta. Da? A, tu pui pietre pe jos. A, și pe space sari. Fii atentă că o să fie obstacole. Stari! Așa? A, ce tare e. Dai pe asta. Așa. Așa? Aoleu. Space, sar. Da, ok. Sar. Așa, peste asta. Am sărit, ce bine mă descurc. Sper să-i cadă capul aia. Să-i cadă capul aia.
Sper să cadă capul mamei. Așa. Asta e purile cu noi. Da. Ce uite și tu, ne duc în pădure. Se descurci. Sar, sar, sar. Ah! Cristina! Ah! În spate. Ce comică sunt. Vezi că te prinde aia cu roata. Bad, bad. Dă-i încioară, dă-i încioară, dă-i încioară, dă-i încioară. Dă-i încioară, că-l prinde pe ăsta, dă-i încioară, dă-i încioară. Stai că dă-i încioară. Așa, bravo, 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 Cristina, ești tare. Lasă frățelul Piatra. În pace. Dă-i încioară, dă-i încioară, dă-i încioară. Sus, 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 uite aici, sus, cioară. Felix, tu n-ai văzut că pe mine m-o călca roata? Nu, te-o călca roata? Serios? Da. Serios? O călca roata? Da. Era, cum erai? Eram ketchup. Dă-i încioară. Ah, încep de aici, nu încep de la început. Fratele meu. Ah, mai bine, mai văd și o dată cum te calc roata. Sper să nu mai calc. A, înțeleg. Tu când ți-a apăsat mult pe praște, tu de fapt stai pe loc puțin. Trebuie să nu ți-a apăsat puțin pe praște, știi? Să ți-ai simta repede. Prima oară te duci, după aceea dai, cum se zice? A, dar tu n-ai pus toate pietele, Cristina. Una n-ai pus-o. Vezi sus acolo, îți arată un X. Da, mi-arată un X. Așa, cum le-ai pus pe toate? Na, una te descurci. Oh, mai vine, 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 vine. Mai avem încă o singură piatră de pus. Iar te-o călcat, am văzut că era. Iar m-a călcat? Da. Aole. Na, ideea este că trebuie să stai aici în față. Așa. Stai, nu trage de aici. Trage când vine să-l prindă pe ăla. Ah, m-am prins. Ok, m-am descurcat. Da, te-ai descurcat. M-am descurcat. Deci mai avem câteva pietre de pus. Așa, așa, așa. Stai. Ce știu, deci îți apare piatra. Ah, te-ai împiedicat de ceva, de asta. Da. Să nu mai apară ceva care să te împiedici, Cristina. Imediat că mă derutează. Eu mă uit când să sar. Ok, ok, ok. Dai, dai, dai. Dăm mâna asta. Sar, 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 sar. Bravo. Am sărit, am sărit. Mai punem așa. Încă o piatră. Bravo. A, tot. Iarăși m-a călcat. Trebuie să nu mai am prin spate. Hai că descurci mirobolant, Cristina. Ce trebuie să fac acum? Trebuie să dai tot așa ca înainte, că ești de la jumate. Piatră, dai în asta. Nu-mi lua, fratele. Așa, perfect, perfect, perfect. Piatră. A, spre este mea. Acum te faci de teți, nu, acum să-i viața. Dai. Băi, ce greu e. Piatră. Așa, las că e fain. Dacă mi-e frică să sari de veverițe. Stai, 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 stai. Piatră, piatră. Stai am pus-o? Stai, 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 stai să-l prindă pe ăla, stai să-l prindă de acum. Și sar, sar, sar. A, dar eu când am aia, practic nu pot să sar. Știu, știu, știu. Na. Ideea este, nu trebuie să, știi cum este, prima oară dai cu mouse-ul, după aceea îți învârți praștea, știi? Nu dai de la început. Înțelegi? Fii atentă că acum trebuie să sar din nou. Lasă praștea, lasă praștea. Acum trebuie să sar, așteaptă puțin. Ok. Așteaptă. Ia, să-l văd după ăla. Felix, mi-a luat fratele. Păi, dacă n-ai, uite, aici trebuie să sar. A, în prima oară îl salvezi, după aceea salvezi. Ce joc nebun, deci mi-a omorât fratele. Fii atentă, prima oară îl salvezi, după aceea sari. Prima oară trebuie să pun piatră. Da. Acum okay, sar, fii atent, fii atent când să sar. Imediat, imediat, imediat. Hai să fim cu ochii. Aaa! Păi trebuia să sar! Dar era prea mică aia, n-am făcut-o! Bă, tu lasă-mi fratele în pace, ai înțeles? E singurul pe care l-am! Cristina, te prinde roata! Știu cum mă prinde roata! Am pus aia. Da, fii atent. E la ultima. Trage, trage, trage. Sar, 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 sar! Dă-i-na, dă-i-na, dă-i-na! M-a călcat și pe mine. M-a călcat și pe tine. Ia încearcă și tu dată, Felix. Ia încearcă și tu gamerule. E așa simplu. E simplu, e simplu. Piatra. Și acum pe asta. Așa. Vine, vine asta, o să vină asta aici, așa. Și o zic când să sar, da? Sar. I-a zis puțin mai târziu. Cred că te descurci bine, Felix. Dă-i încioară. Pune piatra. Așa, bun. Îmi sar, frate. Trebuie să sar pe space. Așa. Eu sunt atentă când trebuie să sari. Sari! Bravo, iata. Bravo, bravo! Ultima foto, ultima foto, hai că... Nu! Cristina, m-am blocat! De ce a trebuit să las pe tine să faci? Sau am reușit? Am reușit? Cred că a reușit! 10 din 10! Bravo, gamerule! Uite unde ne-a lăsat, dar măcar ne-am făcut și un foc de grătar. Vai ce părinți răi! Măcar ne-a lăsat și caleașca. Ne-a lăsat și urcioară. Oh! Și cum s-au întors? Eu am luat un taxi. Uber, scuze, Uber. E bun. Asta este prima parte din Hansel și Gretela. Dacă vreți să faci a doua parte, apăsați butonul de Cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Felix, Cristina, Cocolai și ne vedem data viitoare. Pa!